Tu ce cauți? Nu-ți spun fiic oricum, nu vei înțelege. Dacă îmi spui clar cum trebuie, o să înțeleg. Caut urme de uriaș. Aoleu, te-ai lovit la cap? Ți-am spus eu că tu nu o să mă înțelegi, dar nu m-ai ascultat. Dar cum să lase urme ceva ce nu există? Există, ba există. Ia notițe și ascultă, căci la final o să te întreb. Deci, ce sau cine este un uriaș? La această întrebare ne răspunde Roald Dahl, autorul cărții Marele Uriaș Prietenos, editată la editura Arthur în anul 2015. Cine e Roald Dahl? E simplu, un norvegian care a trăit în Regatul Unit. A scris multe cărți pentru copii, poezii, dar și romane, scenarii de filme și de teatru. Talentat! N-am ce zice! Să ne întoarcem la uriaș. După cum ne sugerează titlul, uriașul e uriaș. Sofia, mica noastră eroină, ne-l descrie pe uriaș ca fiind de 4 ori mai mare decât cel mai înalt om pe care îl văzuse. Rezultă că la noi în apartament nu încape. Trebuie să-l căutăm după geam. Doar ca atenție, pentru a vedea un uriaș este nevoie de multă răbdare și curaj. Ei nu vin când îi aștepți. Ei vin la ora fantomelor. Mare lucru! Dar aș fi curioasă să aud cum ai comentat tu când o creatură mare și neagră cu o față palidă și urechi gigantice cu nas ascuțit ca un cuțit te-ar gândi la lată. Și de ce ți-ar trebui acest oaspete căutat cu lumânarea? Nu înțelegi tu nimic. Uriașii sunt tare diferiți. Recunosc, sunt unii uriași care mănâncă copii, dar sunt și unii uriași care au nevoie de noi copii pentru a împărtăși bunătate. Anume, despre așa un uriaș vegetarian care mânca castra curcuveți, se povestește în carte. E mare, e urât, dar e bun la suflet. Are viză de reședință ca tot ceilalți uriași și el e singurul uriaș care colecționează vise. E foarte hazliu, cartea m-a făcut să râd pe săturate. Dar nu se teme nici de aventuri, așa că tot romanul e o mare aventură care m-a ținut în suspans de la început până la sfârșit. Apropo, dacă vrei să știi dacă Mup, așa îl cheamă pe eroul nostru, are mamă, de ce se teme, cum a răpit-o pe Sophie, unde a dus-o și cum a fost întâlnirea lor cu o regină adevărată, cu cine au luptat, pe cine au învins și dacă mor uriașii de frică, atunci e timpul să pui mâna pe această carte. Se citește ușor, dar nu o trata superficial, pentru că eu cred că prin toată răpirea asta de copii, prin toate căutările acestea de visuri, prin toți vecinii ăștia dubioși, se ascunde altceva. Și eu am găsit ce se ascunde. Dacă ai găsit, spune-ne și nouă. Pot doar să sugerez. În fiecare suflet crește un uriaș, adică o frică. Eu deja știu cum arată al meu, dar al tău cum arată?